You keep my picture in your wallet. It's 2 a.m. now, I'm being honest. When you heard me in St. Thomas, I couldn't tell your head from your heart. I know I said I'm leaving, leaving for good. Don't know why I still love you. I know I shouldn't still be here making things so. Hello people, n-am vorbit astăzi deloc cu voi, am fost așa pe repede înainte pentru că m-am pregătit și am plecat după, am plecat spre Cluj. Am ajuns în Cluj, îmi tremură mâna pentru că e camera grea, știți povestea. Am ajuns în Cluj și am ajuns la locația unde o să se țină BBM Cluj, Beauty Bloggers Meeting din Cluj. Știți că am mai filmat eu pe la evenimentul acesta, știți că am mai fost. E un eveniment tare drăguț și de-abia aștept să mă văd cu fetele. Eu, plecând de acasă mai devreme, am și ajuns mai devreme și acum le aștept pe câteva fete în față ca să urcăm după sus și abia aștept să vă arăt ce au organizat fetele astea, pentru că și eu sunt curioasă. Minunatele fete care se ocupă de organizarea din BBM. Iar pe parcurs, bineînțeles, o să vă arăt ce se întâmplă pe acolo. Practic filmez orice detaliu mi se încale și mi se pare drăguț pentru voi și bineînțeles la final ne așteaptă o punguță și cutii. Doamne, am văzut la fete când pregăteau, când organizau așa sneak peek-uri, Dumnezeule ce aveau acolo, așa că m-au făcut foarte curioasă și abia aștept să începem. You can't tell your bed from your heart no more. You're tossing and turning, say you don't wanna fight, but we do this every night. No more. I'm done with your ghosts who say you're the one who's right. Baby, you're the one who's blind. No. Așa se prezintă situația acum și credeți-mă că în pungile alea mari mai sunt și alte pungi mai micuțe, acolo am și geanta. S-a întunecat și asta e singura lumină pe care o pot găsi ca să vorbesc puțin cu voi, pentru că n-am vorbit absolut deloc de când am ajuns. Asta pentru că am stat efectiv să savurez fiecare minut, fiecare moment, fiecare chestie. Doamne, a fost așa de bine că în sfârșit am făcut ceva mai diferit anul acesta, că s-a ținut acest eveniment, a fost totul fain, am primit o grămadă de punguțe, fetele au fost foarte faine, de data aceasta au venit și fete noi la eveniment, m-am revăzut cu toate, practic am povestit, am râs, am glumit, am făcut poze. Poze n-am făcut chiar așa de multe, v-am spus să-mi stau să savurez momentul, de aceea și pe vlog n-am vorbit prea mult, dar sper că v-a făcut plăcere să vedeți așa câteva cadre de pe aici, cum a fost. Atât de multe pungi am aici, plus astea de aici de jos. N-am să pot să le car singură pe toate, dar când o să ajung acasă o să vă arăt ce avem aici în minunățile astea de pungi, că de fiecare dată, bineînțeles.
Hai! Anca de la BBM aici! Mamă, că am ajuns acasă, Doamne! A fost nebunie ca de fiecare dată, a fost foarte frumos. Dar, ca să o luăm așa puțin cronologic, am zis să vă povestesc două, trei chestii înainte să vă arăt ce am primit, cu ce am venit acasă. Sunt foarte multe lucruri, așa că pregătiți-vă pentru încă vreo 20 de minute din clipul acesta, cel mai probabil. Bun, odată, după ce s-a terminat evenimentul, efectiv mi-am luat plăsuțele și am plecat. Iar pe drum n-am avut ce filma, vă dați seama că pur și simplu am mers și ba chiar am și ațipit, pentru că eu m-am trezit azi dimineață pe la 6 fără ceva și eram destul de obosită și fiind întuneric așa pe drum, am adormit. Fix după ce am ieșit din Cluj. Și eu fără să văd am ajuns acasă, eram murdare de ruj, eram întinsă peste tot pe aici, aveam și pe nas, aveam și pe aici și m-am șters chiar numai puțin cât să mai pot filma puțin acum și să vă arăt ce am primit. Deci faceți abstracție puțin de machiajul meu, deși a rezistat impecabil. În cazul în care vă întrebați de ce aici, e o dezordine pe care am lăsat-o azi dimineață, pentru că mă grăbeam, da? Faceți abstracție de ea. Iar acum că am ajuns acasă, am să vă arăt ce și cum. Și sunt multe punguțe, așa că o să încep. Am aici o Ditai Plaza, care e cea mai mare, credeți-mă, și cea mai grea. Odată pentru că are ea produsele în sine și am mai băgat și eu niște plăsuțe mai micuțe în ea. Este foarte mare, este o pungă albă, clasică, dar pe care scrie BBM Cluj și un sticker. Deci mi s-a părut atât de drăguț din partea fotografiei că au vrut să personalizeze o plasă BBM și au băgat aici diverse chestii. Plus ce am mai băgat și eu ca să pot prinde, să am puțin mai puține plase cum ar veni. Și am să vă și arăt. Aici am o cutiuță de prăjiturele de la Mr. Cake. Să știți că ei au fost practic acolo cu prăjiturelele, desertul ca să zic așa. Am mâncat, dar mi-au mai rămas și ținând cont că fiecare persoană avea câte o cutiuță din aceasta și ne-am scris numele cu un sticker, ce a rămas practic am luat acasă și am să le bag în frigider și mâine am să mă pun pe restul și am să le mănânc. Pentru că ce am mâncat din ea a fost super delicios și sper ca și celelalte să fie la fel de delicioase. Iar în punga aceasta mare de BBM am aici o punguță de la Yves Rocher. Punguță de la Yves Rocher care are două produse. Hai să vedem ce anume. Ok, avem mai întâi de toate. Ce este acesta? Un balsam de ceva. Ia să vedem dacă găsesc. Mamă, nu găsesc. Ori eu sunt prea obosită acum. Dar nu găsesc decât în franceză. Da, cred că este un balsam de păr. Exact, e un produs de îngrijire a părului, de care mă bucur pentru că totuși știți că nu m-am mai vopsit pentru că vreau să se regenereze puțin. Iar al doilea produs este de fapt un parfumel Mon Rouge. Nu văd dacă este cumva parfum sau apă de toaletă sau ceva. Probabil tot din cauza la oboseală, dar ca idee avem și un Mon Rouge aici. Ok, lăsând această punguță la o parte, haideți să vă arăt ce era în plasa aceea mare de BBM. Ok, odată. Ciocolată albă cu green sugar și aromă de trandafiri. Oh, aici avem... Oh, sunt produse de la Green Sugar, cred că. Ei am mai avut produse de la ei în pachet vara trecută și mi-au plăcut foarte mult. Și uite, văd că acum iar au pus. Oh, ce drăguț e ciocolata albă. Mi-mi place ciocolata albă. Și e și cu aromă de trandafiri. E la pliculețe. Să fie tare interesant, așa că... După ce o să citesc să văd, de fapt nu are, ba da, are mod de preparare sau ceva aici. Da, delicios. Mă aplec că e punga jos. Ok, mai am și... încă una. Deci, practic, sunt două cutii din acestea cu ciocolată albă și cu aromă de trandafiri.
Avem cărți. Oh, leu. Ok, hai să vedem. Viața nemuritoare a Henrietei Lacks. Lacks. Povestea femeii care a schimbat medicina în secolul 20. Cam așa ceva. Mai aveam una. Lei Siciliei. O familie care a sfidat destinul. O familie care a învins. O familie care a ajuns legendară. Ștefania Auci. Auci. Da, interesant. Toate sunt groase. Știți cât de mult îmi place mie să citesc. Dar, să știți că chiar fac eforturi să citesc câte ceva din când în când. Și a treia carte, asta pare interesantă. Ce e aici? Colorează 119 lucrări de artă contemporană. Desenele sunt tipărite pe o singură față pentru a putea fi înrămate. Ce tare! E o carte de colorat. Mamă, deci pe asta o desfac acum ca să văd. Oh, dar nu cred că pot să desfac. Firar. Mamă, dar asta e tare interesantă. Foarte tare ideea. Ia să vedem ce mai avem aici. Tot de la Green Sugar. Un supliment alimentar. Ia să vedem. Ok. Cred eu că este zahărul lor pe care l-am mai avut în trecut. Da, exact. E foarte bun zahărul acesta la pliculețe de la Green Sugar și îmi place că îndulcește foarte, foarte tare și este o variantă sănătoasă de zahăr, cum ar veni. Acum observ că m-am murdărit și pe bluși de ruj. Perfect. Sper să se ducă, că e și ruj roșu. Și hai să vedem ce mai am aici. Mai am niște plăsuțe, mai am niște chestii pe aici. Plăsuțe, doamne, produse. Ok, am aici un produs de la Seventh Generation. Este un detergent. Eu mai am un astfel de produs, nu știu dacă tot de la BBM. Cred că tot de la BBM. Și mai am aici ceva. Ulei esențial terapeutic Purito. 100% natural, cred. Sau ceva. Ok. Și mai am un amestec de uleiuri esențiale terapeutice. Doamne, deci vedeți cât de obosite sunt. Nu este Purito, este Puritate. Doamne. Esvita sau ceva de genul. Foarte tare. O să văd eu cum o să le folosesc, pentru că uleiuri esențiale n-am mai folosit până acum. Și mai am aici niște pliante. Oh, sunt pliante de la Urbio Private Suits. Localul unde s-a ținut acest eveniment se numește Urbio Private Suits. Și este practic un bloc de 2 etaje, este destul de micuț și sus, practic pe acoperiș, era locul unde am avut noi evenimentul, dar ia să vedem ce scrie aici. Ok, un colț de relaxare idilic. Bun. Contactul, dar din ce am văzut la ei pe Instagram se pot face cazări acolo. Un concept de apartamente cu design minimalist și modern, dotate cu tot ce ai nevoie pentru o ședere confortabilă și o vacanță relaxantă. Da, exact. Deci sunt apartamente practic de închiriat pe o perioadă scurtă de timp, cum ar veni. Foarte tare, deci mi s-a părut extraordinară locația, nu știu, e o idee super faină pentru o petrecere mai intimă, ceva privat, ceva între cunoștințe, deci a fost extraordinar. Haideți să trecem la următoarea plăsuță, o plăsuță de la Sole, știți că Sole a fost acolo și la celelalte evenimente. Ok, am aici o mască tare interesantă. Ok. Ok, foarte tare. Așa. Dacă în cazul în care nu v-ați prins, este mască. Din aceasta să o puneți peste gură și nas. Apoi mai am aici o mască. Este ceva corean după scris. De la Coco Star. Mamă, eu am mai avut produse tot de la Sole. De la acest brand. De la Coco Star. Și mi-a plăcut atât de mult. Doamne, cum sunt produsele astea de la Coco Star. Trebuie să le încercați. Mai am aici... ok.
Am un pliant. E un porfar de la Iada. Iada au și produse. Mama. Ce drăguț. Deci eu până acum nu m-am uitat în punguțe. Am văzut că fetele vorbeau despre anumite chestii, dar chiar nu m-am uitat să văd exact ce avem. Doamne, ce cât de drăguț e porfardul acesta. Sper că se poate vedea și că pune focusul pe el. Mamă, ce drăguț e. Și are și buzunăraș în interior. Ce drăguț. Mamă, deci mie chiar îmi place foarte mult ăsta. Ok, hai să vedem ce mai am aici. Mai am de la Daft & Doft un hand sanitizer. Este un spray antibacterial care a picat fix la țanc, pentru că din astea folosesc foarte, foarte multe. Și aici am mostre. Ia să vedem ce mostre. Odată. De la Purito. Asta chiar e de la Purito. Este Centella Green Level Recovery Cream. Deci este o cremă. Apoi este crema cu SPF 50, tot de la Purito. Apoi, asta nu știu cu ce este exact, dar o altă cremă, tot de la Purito. Apoi, un ser cu vitamina C, tot de la Purito. Un alt ser, tot de la Purito. Ce mai avem aici? Un alt SPF și un cleansing oil. Deci toate mostrele acestea sunt de la Purito și ceea ce îmi place foarte mult, ideea în sine îmi place foarte mult, pentru că așa pot să testez și eu produsele acestea de la Purito și ținând cont că sunt foarte lăudate la momentul de față și toată lumea vorbește despre Purito, așa le pot încerca și eu și să văd dacă mi se potrivesc, ca să știu dacă îmi comand și eu sau nu. Mă voi întinde după următoarea plusuță. Bun. Și aici am mai vârât eu niște chestii. Și avem o dată așa. Avem aici o punguță. Am primit-o exact așa, nu știu de la cine, ce și cum e. Dragă ființă iubitoare de frumos. Sperăm că porți bijuteriile tale amorezin cu același drag cu care le-am creat noi pentru tine. Deci este un brand de bijuterii. Ia să vedem. Oh, că o să se rupă capsată. Doamne, deci așa de mult îmi plac ambalajele. Și este și o cutiuță. Foarte tare. Amoresin. Nu știu dacă am pronunțat eu bine, dar... Ok, ce este acesta? Este un sticker. Manual de instrucțiuni, foarte tare. Și mai bine și ambalat. Nu știu dacă o să pună focusul. Pentru că... Na. E departe camera și nu pot să văd până acolo și sper că acum îl pune înapoi pe mine, dacă e cazul. Am să desfac. Ok. E o broșă. E o broșă foarte, foarte drăguță. Ia să vedem dacă pun un focus. E în formă de inimioare, așa și colorată. Foarte tare. Foarte drăguț. Și să știți că de acest brand e prima dată când aud. Și o să vedeți că mai sunt branduri care practic au colaborat pentru prima dată cu BBM. Adică fetele au făcut o treabă extraordinară, dar despre chestia asta vorbim mai la final. Hai să văd ce mai am aici. Aici, punguța aceasta, de fapt era de la Mr. Scrubber. Probabil le-ați văzut sau ați auzit de ele până acum. Și avem odată aici un plic. Și o rățușcă! Doamne! Doamne, ce drăguțe au făcut ambalajele! Mi-e și mine să desfac! Nu vreau să rup rățușca, dar trebuie să desfac, că nu știu ce e aici în plic. Dar poate reușesc să o dezlipesc fără să o stric? Ia să vedem. Ok, hai că merge. Am rupt-o. Super, Ștefi, bravo! Bravo, mamă! Am rupt și plicul, dai să fie. Ce să facem, mai că mă grăbesc acum puțin ca să nu ne întindem foarte, foarte mult. Ok, hai să vedem. Haide mai, mergi, hai. Hai că mai e un centimetru. Hai să vedem ce am aici în punguță. Odată. Ok, cod, am un cod promo.
Este un acțibil sau ceva? Ba, nu, este pur și simplu, cred că un cartonaș. Și aici e o scrisorică. Cred că e o scrisorică, categoric. A, nu, e un pliant. Foarte fain. Tare drăguț. Ok, deci un cod promo și un pliant. Și aici am trei produse. O dată. Un body cream. Cam așa. Are 150 ml, ceea ce înseamnă că o să termin destul de repede în momentul în care o să termin celelalte produse, celelalte creme de corp și să pot să încep altul. Apoi, avem aici ceva juicy. Juicy mango. Este un gel de duș. Ha, ce drăguț! E destul de lichid, dar sunt curioasă de miros. Ia să vedem. Oh, mamă! Doamne, miroase a jeleuri cu mango sau piersici, ceva de genul, se duce și în mirosul acela. Doamne, cât de bine miroase. Și aici este o cutiuță. Ok, love your skin. Hai să vedem ce e aici. Ia să vedem. Mai e un cartonaș aici, ia să vedem întâi cartonașul. E pur și simplu, ce tare ideea asta cu cartonașele. Ok, aici avem ia să vedem. Un scrub cu cafea. Ok, și e de față. Mie nu-mi place cafeaua și nu-mi place nici mirosul de cafea, dar o să văd cum o să procedez cu el. Dar, da, celelalte două produse, de-abia aștept să le încerc. Am să vâr înapoi în plasă, pentru că dacă să le las lângă mine, așa, și fără să le strâng, nu o să am loc să le pun, să le desfac și pe celelalte. Așa că, hai să iau următoarea pungă. Ok, următoarea pungă, dar mai am încă un pachetel înăuntru. Este un pachetel de la Makeup Shop. Uitați-vă ce punguță drăguță, cum le aranjează cu panglică și chestii. Foarte, foarte frumos. Panglica s-a desfăcut din păcate, dar nu-i problemă că oricum desfac și eu aici această punguță. Și avem aici un cartonaș. Bineînțeles, un cod de reducere pentru membrii BBM. Și câte produse sunt aici. Ok, avem o dată. Ce e acesta? Este un produs de la Boys & Berries. Este cu un finish mat waterproof care nu se transferă și de lungă durată, dar... e un eyeliner! Uite că scrie aici. N-am văzut. E un eyeliner. Ok, apoi mai am aici un ruj de la Sleek, Say It Loud. Este cu finish satinat. Apoi este un gel de curățare a mâinile, un gel antibacterian. Apoi ce este acest? Tot de la Boys & Berries, o mascara ulalaș, foarte fain. Are formă foarte interesantă, are așa un pic conică forma acest rimel. Cartea de vizită și o palețică, măi, doamne, ce simpatică e. E o palețică de la Miami. Doamne, v-am zis eu că eu sunt obosită. O palețică de la Milani. Nu știu cât de bine o vedeți voi acolo, dar are nuanțe așa mai naturale. Foarte faină, asta e bună pentru călătorii, pentru că sunt trei farduri mate, unul foarte deschis, un crem, un maro, un negru și apoi trei farduri sidefate. Ceva tot un maroniu, iar celelalte două sunt două nuanțe de crem, dar una este șampanie și una este mai rozalie puțin și are și o pensulă. Foarte tare, foarte drăguț. Doamne, de-abia aștept să încerc toate produsele astea și să le folosesc. Categoric, probabil, pe unele nu o să le folosesc pentru că nu mi se potrivesc mie personal, dar ce nu o să mi se potrivească, vă dați seama că dau și eu mai departe. Apoi am aici o plăsuță de la Bioderma. Bioderma care ne-a pus aici multe bunătăți. Și avem o dată așa. Hydra Bio
Ok. Este o cremă cu SPF 30. Eu cred că o mai am pe asta vreodată. Iar apoi serumul tot din gama Hydrabio și apa micelară, renumită apă micelară de la Bioderma. Eu am mai avut-o, am mai folosit-o, mi-a plăcut. Cred că este și în top 3 ape micelare la mine pe canal, dacă nu mă înșel. Atâta tot că asta este cu un alt ambalaj, dar este cantitate mare de 500 de ml și e binevenită pentru că eu apa micelară o mănânc pe pâine și la propriu și la figurat. Adică o folosesc în prostie. Mă întind după punguță să mi le aduc mai aproape și continuăm imediat. Bun, am luat următoarea punguță și este de la Apitera. Apitera este un brand românesc de produse și să știți că într-un fel m-am bucurat că i-am văzut la BBM pentru că fix acum 2 zile m-au contactat să colaborăm, să facem ceva frumos împreună și după i-am văzut că sunt prezent și la BBM și i-am zis wow, foarte tare, un brand românesc care chiar vrea să se lanseze, care chiar vrea să, nu știu, să împărtășească din ceea ce fac ei, încă de telefonul. Și chiar mi s-a părut foarte, foarte tare că vor să meargă pe partea aceasta de marketing, să își facă un renume, pentru că totuși e un brand românesc și ar trebui să ne promovăm brandurile noastre. Așa că hai să vedem ce avem aici. Este un cartonaș, toate cartonașele o să le citesc eu, n-are rost să stau aici pe cameră. Și avem așa, un ser intensiv hidratant, așa, apoi avem o cremă de contur pentru ochi, cremele de contur pentru ochi sunt cel, nu știu, cred că pot avea cel mai mare test la ochii mei, pentru că eu am ridurile astea de expresie de când mă știu, e moștenire treaba asta și imediat văd dacă o cremă de ochi nu e bună și mai am o cremă hidratantă. Foarte tare! Am să le bag înapoi aici. Am să citesc cartonașul mai încolo și haideți să trec la următoarea punguță și la care să trec. Hai să trec întâi la o cutie. Am aici o cutie. Din nou, încă un brand pe care eu nu l-am întâlnit la BBM până în prezent. Este de la, nu știu dacă citesc bine, Naturalness, dacă ar fi un cuvânt sau ceva. Sunt produse de, ei scriu aici Home Hair and Body Care. Deci, probabil și de casă, și de păr, și de corp. Dar, hai să deschid. Oh, Embrace the Nature. Și au cutia roz pe interior. No? Cât de faină e treaba asta. Deci, cutia asta a fost făcută pentru mine, e clar. Așa că hai să vedem ce e înăuntru. La fel un cartonaș. Apoi produsele sunt ambalate foarte, foarte frumos cu franjuri din aceștia din hârtie ceva reciclată. Și hai să vedem ce avem aici. Mamă, câte sunt! Ok, hai să începem cu un scrub de față cu pepene. Mie îmi place pepenele super mult, deci acesta cred că o să se termine destul de repede. Apoi, ce mai avem aici? White clay. Dar ce este acest white clay? Argila albă. Care face minuni pentru piele. Ok, dar ce este? Va trebui să citesc mai multe despre ea. Apoi, avem aici o apă micelară, doamne! E atât de micuță și uite că scrie că e vegană. Apoi, o cremă de mâini, dar este o mostră. Foarte tare, în formă de inimioară. Așa. Încă un produs full size. Este un tonic de față care ar trebui să hidrateze. Foarte tare. Și aici multe, multe mostre. Un balsam de corp. Un balsam de mâini, să nu știu dacă o să le vedeți voi bine pe cameră. Apoi un unt de corp, o cremă de noapte, o cremă de zi. Ce mai avem aici? Acesta nu știu ce e. Ah, o mostră de fond de ten. Sună interesant.
Apoi, o altă cremă de mâini, un alt unt de corp, un shower gel, un gel de duș și un săpun lichid. Foarte tare! Doamne, deci îmi plac foarte mult treburile astea. Și atât a fost aici. Foarte fain. Deci cutia asta chiar mi-a plăcut cum a fost ambalată și nu știu, și produsele. Îmi place că au pus multe mostre. Mie place să primesc mostre. La fel, am să bag totul înapoi, așa pe rapid, ca să pot să desfac următoarea cutiuță. Ia să vedem, mai pot să o închid înapoi sau nu? Să știți că m-am pus intenționat așa un pic mai într-o parte la cameră, în cadru, pentru că vreau să vedeți voi bine dacă pun aici produse. Ok, hai să trecem, să continuăm aici. Mai aveam chestii mărunțele. Am aici o cutiuță, este de la Design by Kay și... Doamne, nu vreau să stric fundița asta. Fundița asta e atât de drăguță. Și a făcut ambalajul foarte fain. Nici nu știu cum să o înlătur ca să fie ok. Să știți că acum o desfac, dar mâine o să fac înapoi fundița. O să o și las aici ca să o văd după. Pentru că îmi place mult prea mult. Ok. Sunt niște cerceluși. Niște cerceluși foarte drăguți. Cu perle așa mari, albe. Foarte nice, foarte nice. Nu mă băgați în seamă, vorbesc și eu mai, na. Oboseala își spune cuvântul. Foarte drăguț, foarte tare. Ok, am să o și las aici. Apoi, am aici un pliculeț misterios, iarăși ambalat. Frumos, simplu, clasic, dar frumos. Să vedem ce este, că nu știu ce este aici. În interior, ia să vedem. Și să vedem și de la cine este. Ok, ia să vedem. Avem un serum de ochi, un ser pentru ochi, care este natural, vegan și organic, de la Rutanical, Beautiful by Nature. Ok, nice. Și mai am un complet misterios. Oh, este tot de la Kinga, Design by Kay. Și are aici inimioară drăguță. Handmade with love. Uite că pe asta n-am rupt-o. Desfăcut-o fain. Ia să vedem ce mai e aici. Oh, e o brățărică. E o brățărică neagră cu moa și pe aceasta. Asta tot că în loc de medalionul acela este o perluță ca să, să se potrivească cu cercelușii probabil și e brățară de picior. Deci, categoric, o să o port. Pentru că îmi plac acestea cu ață așa, făcută din ață. Uite că n-am spus sau cred că am spus, dar la intrare a trebuit să ne semnăm pe un tabel, să ne punem acolo toate datele, să ținem ei o evidență și ni s-a dat câte o mască. Masca este roz și cu emblema BBM. Mi s-a părut foarte faină treaba asta pentru că au avut grijă la detaliile de genul acesta să fie totul curat și îngrijit și să se păstreze distanța. Foarte fain. Așa. Apoi, am aici un săculeț misterios, la fel. Ia să vedem dacă scrie aici. Isis Pharma, dermatologie. Ok. Este un săculeț care îmi place foarte mult și o să-l folosesc categoric și la alte chestii. Mamă, ăsta e plin. Mamă, deci săculețul ăsta e plin cu chestii. Și cred că sunt chestii de farmacie. Din farmacie. Ce avem aici? Un gel. Dar nu știu ce fel de gel. Gel exfoliant. Cred că purifică ceva. A, uite, gel de curățare exfoliant. Da, foarte fain. Mi s-a închis camera, e clar, am vorbit foarte mult. Mai am aici o soluție micelară purifiantă. Apoi, mai am aici o cremă antiacneică hidratantă. Aceasta categoric nu o să folosesc eu, dar o voi da mai departe. Așa, apoi un ser de pigmentant pentru luminositatea pielii. Mamă, dar câte produse sunt în acest săculeț. Apoi, o cremă cu 10% acid glicolic. Ok, cam așa. Și încă una.
Este un fluid incolor cu protecție solară SPF 50. Ok. Sună interesant. Ia să... Oh, mai e. Stați, stați, că mai am aici. Un săculeț. Mai am niște mostre. Mai am așa. Ok, cred că sunt aceleași produse, doar că în variante mici. Posibil. Ba nu. Nu, 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 nu. Ok, avem două la fel, cred că este acea cremă colorată cu SPF. Este două nuanțe, foarte tare, așa pot să le dau mai departe ca să le încerce și altcineva. Iar celelalte două e la fel, de la același produs, este un lapte emoliant sau ceva de genul, din ce înțeleg eu pe aici. Și să vedem ce mai e pe aici. Catalogul de produse, ok. Așa pot să verific și eu ce produse am, să citesc mai multe. Mamă, dar săculețul îmi place foarte mult și aici mai este un fel de catalog care s-a înduit puțin, dar la fel care explică produsele, foarte fain. Am să încerc să fiu mai rapidă pentru că mai am câteva punguțe. Mai am aici o punguță de la Nutriento și ce credeți voi că este aici? Ce credeți voi că este aici? Am mâncărică. Deci efectiv ne-au dat mâncărică și mâine, când mă trezesc, am mâncare gata preparată. Sau, mă rog, să mănânc la amiază, poate. Nu știu exact ce este aici, dar am și un cartonaș. Se poate comanda acasă prin Takeaway, Foodpanda, Glovo și Taz. N-am auzit de ăștia până acum. Nu știu dacă sunt și în alte orașe, cred că este doar în Cluj. Dar nice, nu știu să desfac. Ia să desfac eu să văd ce e aici. Energy Veggie. Something veggie. Ce bine miroase. E ca un fel de salată. Este avocado pe aici. Și restul habar n-am ce e. Un pic de salată, un pic de sos, dar restul o să vedem mâine. Dar miroase și ceva cărniță. Cred că este și ceva carne. Asta va merge frigider și bineînțeles o voi mânca mâine. Următoarea punguță este de la Q Cosmetice Coreene. Și aici minunății. Odată avem o mască care e de fapt ca un fel de rutină în trei pași. Avem odată cleanserul, apoi masca și apoi crema. Nice. Apoi am aici o cremă cu SPF, o mostră. Multe mostre, ia să vedem ce mai sunt aici. Ok. Nu pot să le iau. Aici mai sunt iarăși două mostre. Cred că este serum și cremă. Cam așa. Apoi încă una la fel. Aici avem cred că este gelul și crema din gama Tetra Force. Tot mostră. Tot mostră, încă o cremă din aceea cu SPF 50. Apoi tot de la Tetra Force, încă una. Apoi dintr-o altă gamă, din Premium Gold Collagen, cleanser și cremă la fel. Apoi am aici mai multe micuțe. Dar ce sunt astea? Soare sunt la fel. Este un ulei care se presupune să scurețe tenul. Sunt patru mostre și o mască cu ciuperci. Eu am mai avut masca asta și să știți că e foarte, foarte, foarte faină. Și să vedem aici că am trei produse. Be Break, Massage Cream, Massage and Cleansing Cream de la Elisha Coi. Și mostrele ce v-am arătat mai înainte sunt tot de la Elisha Coi. Și chiar și următoarele două produse sunt de la Elisha Coi. Odată, Massage and Cleansing este un cleanser foarte fain. Chiar aveam nevoie de cleanser. Cred că am un fir de păr. Mi s-a lipit. Și aici nu știu ce sunt astea. Ia să vedem. Nu scrie.
Scrie că e ceva din bumbac, dar nu văd ce este și nu știu dacă să desfac sau să nu desfac. Are o chestie aici, ca la șervețelele acelea. Nu cred. Mamă, sunt dischete de machiante, cred că astea. Ok. Foarte faine. Trebuie să îndrept un pic cutia pentru că s-a îndoit, dar e ca la șervețelele acelea pe care le scoateți foarte tare. De-abia aștept să văd cum e cu asta. Mă întind după celelalte pungi. Ok, mai am 4 și am terminat. Am aici o punguță de la un partener nou. Sicuro Slim Tea Detox. Sicuroslim.ro au site-ul. Este prima dată când aud de ei, sinceră să fiu. Și avem aici o sticlă foarte mișto și e cu infuzor aici pentru ceai. Doamne, cât de tare e treaba asta. Foarte fain. Deci asta la iarnă, când e vorba să bei ceai, e foarte faină. Mamă, deci îmi place super mult. Și aici cred că am 2 ceaiuri. Sunt ceaiuri pentru slăbit. Sunt pentru detox. Ok, sunt ceaiuri detox. Una este cu goji, iar una este Indian Kino, sau cel puțin așa se numește. Sunt aici, am scris modul de preparare și scrie pe spate că este un supliment alimentar. La aceste 2 produse trebuie să citesc foarte atentă ce e cu ele, pentru că dacă sunt ceaiuri de slăbit, unul la mână... Eu nu prea cred în ceaiurile astea minune pentru slăbit, adică trebuie să faci sport și să ai o dietă și un stil de viață sănătos ca să slăbești. Pe lângă asta nu aș avea ce să slăbesc, dar dacă sunt doar un supliment alimentar, adică un ceai pur și simplu care îți aduce beneficii, categoric o să-l folosesc și eu. Dacă nu, am să-l dau mai departe. Și mai am eu aici ceva în punguța lor, niște pliante, ceva... Oh, și încă un voucher de reducere. Foarte frumos. Drăguț din partea lor. Lăsăm și punga aceasta la o parte și trec la următoarea. Tot ceva nou, pentru că n-am mai fost la BPM până acum. Anne Marie Borglind Natural Beauty. Sper că am pronunțat eu bine. Made in the Black Forest. Foarte fain. Peste 60 de ani. Ia să vedem ce este în punguța aceasta, pentru că n-am auzit de acest brand. Deci, brandul este Anne Marie Borglind Natural Beauty. Am un BB cream. Așa. Apoi am... Nu știu ce este acesta. Ia să vedem. Nu știu ce este, pentru că nu scrie. Ia să vedem dacă găsesc. Uite că am găsit. Este un ser revitalizant cu trandafiri. Ok, foarte tare, scrie și data expirării pe el. Așa, mai am aici o mostră. Sunt patch-uri cu hialuron. Mamă, pernițe pentru ochi cu acid hialuronic, efect imediat. Patch-uri din acelea de pus sub ochi, deci eu astea le ador. Eu din astea am nevoie, pentru că după ce le folosesc, îmi simt zona de sub ochi mult mai hidratată, mult mai ok, ținând cont că eu am ridurile astea de expresie. Ia să vedem ce mai e aici. Mai este tot un voucher cadou și hidratare. Scrie aici pe un pachet. Mamă, cred că aici sunt măști sau... Ia să vedem, cred că sunt mostre. Acestea cred că este un pliant. Și da, sunt mostre din diverse creme, serumuri, mască, exfoliant, da. Foarte frumos. Și îmi place și că au pus așa, l-au prins aici frumos. Am să mă chinui puțin acum, nu pot. Am să pun așa în plăsă și o să le pun eu ulterior. Foarte drăguț, deci chiar nu știam de brandul acesta și felicitări fetelor că ați reușit să aduceți branduri noi, de care, uite, eu n-am auzit. Și mai avem 2 plăsuțe. Odată, o plăsuță de la Gerovital, pentru că cei de la Farmec sunt alături de BBM de la începuturi
și ei au și brandul Gerovital, practic. Aha! M-am găsit sticla de apă. Perfect! Ok, hai să vedem ce avem aici. Odată, un șampon uscat cu efect condiționant. Bun. Apoi, un șampon revitalizant cu keratină. Bun. Și aici mai am un dezinfectant de mâini. Nice! Acum am rezervă la dezinfectant de mâini. Și aici mai avem Gerovital Beauty. Ce e aici? Este o punguță. Nice! Foarte frumos. Hai să vedem ce e aici. Ok. Este un fond de ten cu SPF 10 în nuanța Natural Beige. Și cred că mai este încă unul. A, este un anticearcăn. Soft Focus. Ok, sperăm că sunt bune și că mi se potrivesc la nuanță. Și cine știe, poate să le includem în cu... Oh, am rupt-o. Bravo, Ștefi. Da. Cine știe, poate o să mi se potrivească și o să le includ la cutia magică următoarea pe care o să fac. Am să pun rapid aici. Ca să trecem la ultima punguță. Și ultima punguță este de la Cosmetic Plant și au schimbat ambalajele puțin. Și să vedem ce avem aici de la Cosmetic Plant. Avem un gel intens hidratant, cam așa. Avem un pliant. Avem un ser 4D antirid concentrat cu acid hialuronic. Sună interesant. Ce mai avem aici? Apă micelară 3-in-1 pentru toate tipurile de ten. Îmi place că e varianta mai micuță. O pot lua în călătorii când mai plec pe undeva. Apoi, apă micelară 3-in-1 pentru ten sensibil, care este mai mare, 400 de mililitri. Și ultimul produs, care este o cremă matifiantă. Cremă hidratantă matifiantă. Pudră din orez organic are în componență. Foarte tare. O să-l fac și pe acestea și să știți că asta a fost tot. Sunt foarte multe produse, dar foarte, foarte multe produse. Trebuie să mă gândesc puțin ce este potrivit pentru mine și ce nu. Și acum, ca să-mi trag așa un pic culeț sufletul și să mă dau așa mai pe centru, să mă vedeți și voi bine, toată dezordinea asta o să rămână așa până mâine, pentru că nu am niciun chef acum. Sunt foarte obosită, e și târziu, cred că e vreo 1 sau ceva de genul. Mă duc să mă demachez și să mă pun la somn și mâine mă trezesc doar când o să mă trezesc eu, fără alarmă, fără nimic. Iar înainte să închei, vreau să fac câteva remarci. Pe lângă faptul că fetele din organizare, din echipa BBM, sunt foarte, foarte, nu știu, creative, fac evenimente diferite, fac evenimente faine, le organizează faine, au parteneri, sponsori foarte mulți și uite, de la eveniment la eveniment vin tot cu câte ceva nou, ceea ce este bine pentru că BBM este în creștere, este un eveniment din ce în ce mai mare și categoric peste ceva ani va fi și mai mare. Pe lângă asta, pe lângă faptul că fetele oricum ele se organizează foarte bine și se vede munca din spatele evenimentului, m-am bucurat extraordinar de mult când am auzit că vor să facă și acum, pentru că BBM Summer Party în mod normal se ține în iunie în fiecare an și ținând cont că a fost cu pandemia și au fost restricții, nu s-a ținut. Iar acum că s-a lăsat totuși puțin mai liber absolut tot, s-au gândit să nu rateze această petrecere și să o facă totuși și uite așa au găsit un spațiu liber, un rooftop party și au organizat acolo astfel încât să ne putem vedea. V-am spus și mai înainte, ne-au făcut și măști, erau geluri dezinfectante pe acolo peste tot, totul a fost curat, îngrijit, iarăși v-am spus și cu prăjiturelele, fiecare era cu cutia lui, adică s-au gândit la detalii care contează și mă bucur extraordinar de mult că nu au ratat un an o ediție de BBM din cauza pandemiei și că au găsit ele o soluție, deci
bravo fetelor, felicitări și mulțumesc pentru invitație. Mi-a făcut super mare plăcere să vin. Ca de fiecare dată m-am distrat, m-am simțit bine cu fetele. Și pe lângă asta, bineînțeles, vă dați seama că cred că tuturor ne place ca atunci când avem sau cunoaștem oameni cu aceleași pasiuni sau oameni cu care ai multe lucruri în comun, vă dau o stare de bine categoric, pentru că vă simțiți în lumea voastră cum ar veni. Adică sunteți acolo cu oameni care sunt pe aceeași lungime de undă, povestiți aceleași chestii și e ceva diferit și plăcut. Și pentru asta sunt recunoscătoare. Bineînțeles, câteva produse vor merge spre voi, pentru că nu toate mi se potrivesc tipului meu de ten sau nevoilor mele. Dar categoric o să mă bucur de celelalte foarte, foarte mult și de popică, de masa pentru mâine. Așa că eu vă las, pentru că deja bat câmpii, că sunt obosită, mă pișc cu ochii mei și lumina asta mare în fața mea și deja mă iau oboseala foarte tare. Țineți-mi pumnii să scot rujul roșu de pe pan, de pe bluș, pentru că sunt albi. Și vă las. Ne vedem data viitoare. Pa! You know my heart.